Pentru că noi toți trebuie să ne împățișăm înaintea judecății lui Hristos, ca să fie fiecare, după cele ce a făcut, prin trup, ori bine, ori rău. Precuvioși părinți, fiii mei duhovnicești, iubiți credincioși. Astăzi am auzit cu toții cei de față cuvintele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, despre venirea sa la prea înfricoșată judecată de apoi. Să știți că niciun lucru de la întemeierea lumii până la sfârșitul veacurilor nu este mai înfricoșat ca venirea Domnului la judecata de apoi. Nici înger nu poate să ne spună cu deamănuntul despre aceea prea înfricoșată venirea Domnului când va judeca toate neamurile Pământului de la Adam până la sfârșitul lumii. Noi fiind prea neputincioși, nepricepuți, nu vom putea vorbi despre acea negrăită spaimă și înfricoșătoare venire a Domnului. Dar din cele ce am auzit în Sfânta Evanghelie de astăzi, din cele ce arată Dumnezească Scriptură, precum și din învățăturile Sfinților Părinți despre judecata zilei cele mari, vom însemna aici câteva învățături după a noastră slabă pricepere despre venirea Domnului la judecata de apoi. Și vom arăta mai întâi cu mărturii din Sfânta Scriptură în ce chip va veni Domnul și care vor fi primele semne ale venirii Lui. Primele semne care vor vesti venirea Domnului la judecată vor fi trâmbițele cele cerești. Acest adevăr ne-l arată Mântuitorul zicând și va trimite pe îngerii săi cu sunet mare de trâmbiță. De aceea Sfântul Proroc Sofonie a numit ziua judecății de apoi ziua trâmbiței și a strigării. Marele Apostol Pavel despre învierea morților și glasul trâmbiței cerești zice: deodată, într-o clipeală de ochi, la trâmbița cea de apoi, căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși. În alt chip, în alt loc, arătând că trâmbițele vor însoți pe Domnul la judecată, zice că însuși Domnul într-o poruncă la glasul Arhanghelului, într-o trâmbiță a lui Dumnezeu, se va pogorî din cer. Sfântul Ierarh Grigore Teologul, arătând tăria glasului, puterea acelor trâmbițe, care vor anunța venirea Domnului, zice: înfricoșat este glasul trâmbițelor, la care se supun stihiile, care despică petele, care vor deschide mormintele, care vor descoperi cele mai de sub, care vor zdrobi, vor sfârma pe toți polți de aramă și vor dezlega și vor risipi legăturile morții. Al doilea semn care se va arăta după sunarea cea cu mare strigare a trâmbiților va fi învierea morților. Dar oare, frații mei, în ce fel vor fi trupurile dreptilor ale păcătoșilor la învierea cea de-apoi? Oare vor învia așa cum le punem noi în scrie, în morminte? Nu. Căci mare deosebire vor avea trupurile oamenilor la învierea cea de-apoi de trupurile de acum. Trupurile dreptilor la vremea judecății de-apoi vor fi împodobite cu patru daruri alese. Cu darul strălucirii, a ușurimii, al subtilității, a nepătimirii. Deci fiecare trup celor drepti nemăsurată rază ca soarele va străluci, după cum și însuși Stăpânul Mântuitorul Hristos a zis: atunci drepții vor străluci ca soarele într-o împărăție a lui Dumnezeu. Prea minunată va fi atunci acea ușurime și lesne mișcare a trupurilor drepților, încât să poată umbla în fiecare parte a lumii după voia lor, fiindcă nici o întârziere nu le va pricini lor greutate. Aceasta o arată înțeleptul Solomon, care zice: ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi, că scânteile, când sunt purtate de vânt, pretutindeni cu mare ușurință, se răspândesc.
Trupurile dreților vor avea și subțiritate, încât cu toată lesnirea să poată trece prin cele ale materiei. Așa a trecut trupul Stăpânului nostru, Iisus Hristos, după învierea, în acea piatră mare care zăcea deasupra mormântului. Fără a rupe pecețile, a intrat pe nușile încuiate în casa în care era ucenicii adunați de frica iudeilor, ca un duh prea subțire, căci nici în zidul nu se ține, nici în uși nu se împiedică. Despre aceste patru daruri ale trupului înviat, Sfântul Apostol Pavel zice, se aseamănă într-o stricăciune, înviază într-o nestricăciune, iată darul nepătimirii. Se seamănă într-o necinste, înviază într-o slavă, iată darul strălucirii. Se seamănă într-o slăbiciune, înviază într-o putere, iată darul ușurimii. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc, iată darul subțirătății. Să arătăm pe scurt și în ce fel vor fi trupurile înviate ale celor păcătoși, osândiți la munca veșnică. Mare va fi deosebirea trupurilor celor păcătoși și ale trupurilor luminate, ale drepților Sfinților Dumnezeu, fiindcă în loc de strălucire se vor îmbrăca cu adânc de întuneric, care vor fi asemenea prea adâncul întuneric al iadului, în loc de frumusețe. Trupurile păcătoșilor vor avea o riciune plină de zgâlbă. Iar în locul ușurimii, trupurile dreților, trupurile păcătoși vor fi prea grele, greu de mișcat, ca să nu urmeze cu o sânge dumnezeiește porunci. Că singure trupurile acestea ale păcătoși vor fi spre muncă veșnică și fără sfârșit. Ce alte semne vor urma înaintea venirii Domnului la judecată? Citim în Sfânta Evanghelie că atunci se va arăta pe cer semnul Fiul Omului, care după înțelesul Sfinților Părinți este crucea lui Hristos pe care și-a dat Duhul. Unii zic că îndată ce se va arăta crucea pe cer, se va însemna cu acest semn fruntea tuturor dreptilor. Văzând semnul Sfintei Cruci pe cer, vor plânge toate neamurile Pământului. Dar pentru ce vor plânge la arătarea ei toate neamurile Pământului? Vor plânge atunci toate popoarele, pentru că vor cunoaște puterea Sfintei Cruci. Al cui este semnul Sfintei Cruci? Vor plânge toți care nu au cinstit Sfânta Cruce și care nu s-au închinat pe când spun semnul Sfintei Cruci, de lucrătoare cruce. Altarul cel preasfințit cu sângele Hristos. Semnul venirii Lui. Ce vor zice atunci păgânii, sectanții de astăzi, necredincioși, care n-au cinstit a Sfântă Cruce, n-o cinstesc și nu se închină făcând semnul Sfintei Cruci. După arătarea Sfintei Cruci pe cer, la înfricoșata judecată, va veni Hristos într-o slavă putere, cum spune în dumnezească Evanghelie. Și vor vedea pe Fiul Omului venit pe norii cerului cu putere și cu slavă mult. Iată și câteva prealuminate mărturii care ne arată slava negrăită cu care va veni Domnul la înfricoșata judecată. Sfântul Părinte David zice, foc înaintea lui va merge, cu văpaie va arde împrejur pe vrăjmașii lui. Și iarăși, luminat au fulgile lui, lumea a văzut și s-au cutremurat pământul. Munții ca ceara s-a topit de fața lui Dumnezeu. Și de fața Domnului a tot pământul, vestit au cerurile dreptatea lui, și au văzut toate popoarele slava lui Dumnezeu. Iată mare proroc Isaia despre înfricoșata venirea Domnului, zice, căci Domnul vine în văpaie și carele lui sunt ca bijelie, ca să dezlănțuie cu ferbințeală mânia lui, certarea lui, cu văpăi de foc. Domnul va judeca cu foc, cu sabie pe tot omul și mulți vor fi cei care vor cădea în bătaia Domnului. Iar lângă înfricoșatul scaun cel de văpaie al Domnului va sta prea sfânta, prea curata Maica lui Dumnezeu, de-a dreapta tronului, prea veșnicului împărat, după cum este scris. De fața a stat împărăteasa de-a dreapta ta. Înaintea Domnului vor merge arhanghii, mai înainte stătători,
iar după aceștia stăpâniile, începătoriile, înaintea lor Arhanghelul Mihail, încins cu sabie de văpaie, sărucind ca un fulger și ca o mai mare ostaș al mare împărat. Apoi va urma apostolii, mucenicii, erarhii, mulțimea cea fără de număr al îngerilor, a sfinților, cu sabie, cu două tăișuri mâinile lor, ca să răzbune pe neamuri, să pedepsească pe popoare. Oare cine va putea să stea înaintea înfricoșatului judecător, celui prea înfricoșător nemitarnic? Acestea le-a cucetat prorocul Isaia, care zice: intrați în crepăturile stâncilor și vă ascundeți în pulbere de la înfricoșata fața Domnului și de la strălucirea slavei lui Dumnezeu. Sfântul Evanghelist Matei spune următoarele despre venirea Domnului: voi vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Chiar zice: când va veni Fiul omului într-o slava sa, toți sfinții îngeri cu el atunci va ședea pe tronul slavei. Sfântul Evanghelist Luca de asemenea îl arată venind pe nori cu putere, cu slavă multă. După cum cuvântul Sfântului Apostol Pavel, judecata de apoi se va face în văzuh deasupra băiei lui Iosafat, unde vor fi adunate toate neamurile limpede de la primul Adam până la ultimul om. Apoi îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar capre de-a stânga. După această veșnică despărțire a celor buni, a celor răi, va înceta judecata cea mare. Dar cine ne va părâi atunci în fața dreptului judecător? Însăși faptele noastre pe care le-am făcut pe pământ și nu le-am îndreptat de ele. Apoi ne vor osândi duhovnicii care noi ne-am spovedit și ascultat și n-am spovedit păcatele cum trebuie. Nici n-am făcut canon pentru ele. Apoi ne vor osândi îngerii care i-au fost păzitori de la botez pe care i-am ascultat. Ne vor osândi îngerii care au scris faptele noastre din copilărie. Dar cel mai mare pârâș care ne va pârâi și ne va cere pedeapsă, osânda veșnică la Dumnezeu în seara trecății, de apoi va fi diavolul pe care noi acum îl ascultăm și facem voile lui și nu ne îndreptăm. În fiecare zi de la cele ce facem, vai de noi, ce vom face atunci dacă ne va găsi moartea și judecata Dumnezeu nespovediți, neîndreptați de păcate? Cine va folosi atunci viața aceasta amăgitoare, trecătoare, în care acum ne desfătăm? Că ne legăm cu inima de ea și de grijile veacului de acum, încât uităm de moartea ce vine, de osânda veșnică care ne așteaptă în ziua cea mare a judecății de apoi. Vedeți, frați și surori, cum toți murim și nimeni din oameni nu rămâne pe acest pământ. Oricine ar fi el, vedeți că cel ce moare de față, fiind noi, îi se leagă limba, îi se schimbă ochii, îi tace gura, îi se oprește graiul când vede pe Dumnezeu și îngeri cum cheamă sufletul lor. Atunci măcar împărat de-a fi, măcar slugă, măcar stăpânitor a toată lumea, toți se cutremură, se tulbură, se înspăimântă văzând putere împricoșate, văzând chipuri străine, văzând fețe aspre posomorâte, văzând rânduielile îngerești pe care niciodată nu le-am mai văzut. Atunci, luând îngere sufletul prin văzut, îl duce la judecată, într-o care stau începătorine, stăpânine, țiitorii de lume, puternicilor, potrinice, părâșii noștri, cei amari, vameșii, cei cumpliți, lăutorii de seamă. Și îngerii în văzut, întâmpinând în cer seama, și îi socotesc și îi aduc înainte păcatele lor, zapisele lor, cele din tinerețe, cele la bătrânețe, cele de voi, cele fără voi, cele prin lucru, prin gând, prin aducerea minte. Multe este frica acolo, mare este cutremurul ticălosului suflet atunci, care pătimește la mulțimea milioanelor de diavol. Evanghelia Duminicii de azi, Iisus Credincioșii, este cea mai înfricoșătoare din tot cursul anului. Pentru că ne vorbește despre sfârșitul lumii, care este tot mai apropiat de Marea Judecată de apoi,
a tuturor oamenilor și a îngerilor răi. Aceasta este a treia, ultima duminică, iubiți credincioși, pregătitoare pentru Sfântul Marele Post. Pentru că ne aduce aminte de sfârșitul veacurilor de judecată, de o sânda veșnică, a păcătoșilor, de răspătirea drepturilor în împărăția cerurilor. Cine va cugeta la toate acestea, va trece cu folos fugerea Sfântului Post. Se va împăca cu aproapele său. Se va ruga mai mult, se va spovedi cu căință de păcatele sale. Va primi cu mare evlavie trupul, sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Iată folosul acestei Sfinte Duminici. Iubiți credincioși! Se cuvine să ne amintim că la judecata de apoi, dreptul judecător va spune celor de-a dreapta sa. Veniți binecuvântați, Părintele meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Străin am fost și mi-ați primit. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Bolnav am fost și m-ați cercetat. Veniți am fost și ați venit la mine. Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre aceștia, ai mii prea mici, mie mi-ați făcut. Vedeți, frați și surori, câtă putere are Bunul Dumnezeu, milostenia. Cât dar la Hristos Dumnezeu este darul milosteniei, iubirea aproape. Vedeți că milostenia se laudă asupra judecății. Vedeți că cine face milostenie la țărasul părinți, atât materială pentru trup, cât și spirituală pentru suflet, acela se mântuiește mai ușor. Vedeți că mai mare decât toate faptele bune este dragostea și fica ei este milostenia. De aceea vă îndemn ca pe aceasta să o iubiți până în ceasul morții. Pe aceasta să o lucrați mai mult decât pe toate celelalte, mai ales în Sfintele Posturi. Și veți avea răsplată veșnică în cer. Auziți ce zice dreptul judecător celor zgârciți, celor zgârciți și răi, de la stânga sa, care nu fac milostenie în viața lor, cu țărâială așa. Duceți-vă de la mine blestemaților în focul veșnic, care este gătit diavolilor și îngerul lui. Căci flămând am fost și nu mi-am dat să mănânc, vedeți ce mare este păcatul lăcomiei, iubiți credincioși, al neiubirii de oameni. Să ne ferească Dumnezeu de zgârcenie, de acest păcat cumplit. Iar noi să începem Sfântul Post care de astăzi, lăsând la sei de carne, astăzi este la sei de carne, apoi să ne împăcăm cu toți ai noștri, să postim, să ne rugăm, să facem milostenie, orice faptă bună după puterea noastră. De vom face așa, vom trece postul mare cu mult folos, vom ajunge cu bine la averea lui Hristos, iar la judecata de apoi vom auzi pe Hristos zicându-ne cu dulce glas. Veniți, binecuvântați, Părintele meu, moșteniți împărăția pregătită pentru voi, de la întemeierea lumii, în vecii vecilor. Amin! Amin.